Dirijorul George Georgescu a adus atât pe scena operei, cât și la filarmonică un repertoriu care se impună cele două instituții în concertul internațional. În acest fel, mari interpreți instrumentiști, compozitori și artiști lirici au fost oaspeți ai celor două scene românești, înscriindu-le în circuitul mondial. Dirijorul George Georgescu a fost în același timp unul dintre susținătorii fervenți ai creației componistice autohtone. Am urmărit în episodul trecut primii ani ai dirijorului George Georgescu la pupitrul operei și al filarmonicii bucureștene. Viața muzicală românească se desfășura sub bune auspicii, chiar dacă au existat și unele disensiuni. Câteva evenimente au marcat interesul atât al interpreților cât și al organizatorilor pentru o artă de calitate. Și nu era greu atunci când printre membrii colectivului operei se aflau soliști ca Gheorghe Folescu, care a susținut rolul titular din opera Boris Godunov de Mussorgsky în premiera românească din octombrie 1925. Nici creația românească nu este neglijată. Se montează opera Nunta tragică a compozitorului Alexis Catargi. Marele repertoriu universal continuă cu titlurile pe care le-am amintit până acum: Tosca, Boema, Faust, Rigoletto, Aida, Bărbierul din Sevilla, operele wagneriene Tannhäuser, Lohengrin, Vasul Fantomă, dar și repertoriul francez Faust și Carmen. Și iată, acestea sunt doar câteva titluri dintr-un repertoriu foarte variat. La filarmonică, George Georgescu crease o orchestră care putea susține marele repertoriu universal. Astfel se explică aparițiile la pupitrul bucureștean al unor importante personalități ale timpului: Bruno Walter, Vincent Dendy, Felix Weingartner, Richard Strauss, dirijori care apreciau calitatea orchestrei românești, dar și pe George Georgescu, muzicianul care crease această orchestră. Trebuie să spun un lucru. Concertele de pian al lui Ravel, cel în sol și cel pentru mâna stângă, au fost ambele terminate în 1931. La București, nu dirijate de maestru Georgescu, dar la filarmonica lui, s-au cântat în 32, dirijat de Ravel însuși, concertul în sol cu dedicatara Marguerite Long și celălalt un an după aceea cu dedicatarul Paul Wittgenstein. Este ceva incredibil, adică scrii ieri muzică la Paris, mâine o cânți la București. Conectarea noastră, și nu numai prin Stravinsky și Ravel, prin Bartok, prin Prokofiev, prin tânărul Șostakovici, prin Roussel, Florent Schmidt, Respighi, Casella și așa mai departe, era extraordinar, eram absolut sincroni cu apusul. Și partea frumoasă este că fluxul acesta nu era într-un singur sens, era și în sensul celălalt. Maestru Georgescu a avut tot timpul o superbă dragoste pentru muzica românească. Din cele 500 de lucrări, peste 100 erau lucrări românești și să notăm că la vremea aceea puteai conta cu 10-12 oameni de linia întâi în muzica românească. Or, nu numai că a avut 100 și ceva de lucrări în repertoriu, dar multe dintre ele le-a dirijat de zeci de ori, pur și simplu. Adică dacă iei dansurile lui Rogalski, de pildă, pe care le-a propus lumii întregi, toată Europa și America au auzit dansurile lui Rogalski. Baletul Nunta în Carpați, de Paul Constantinescu, a cărei premieră la operă a fost asigurată tot de George Georgescu în timpul unuia din directoratele sale. Dar suita de balet ca atare a fost cântată în vreo 14 orașe ale Germaniei, a fost cântată și în alte capitale muzicale europene și nu spun de câte ori a fost reluată și în concertele de aici. De asemenea, Priveliștele moldovenești de Jora, Divertismentul rustic de Sabin Drăgoi, Concertino stil clasic de Lipati, pe care l-a făcut de foarte multe ori cu autorul la pian. Adică era într-adevăr o pasiune.
pentru muzica românească și notați că n-am vorbit încă de Enescu, pe care îl aprecia, bineînțeles, la nivelul său adevărat și căruia, din opera căruia dirija frecvent Sinfonia I, Suita I și a II de orchestră, Rapsodiile, Poema Română, în țară sau în străinătate. Viața de erou a fost unul din marile sale succese, urbi et orbi, pur și simplu. Așa cum a fost Sinfonia Patetică, așa cum a fost a cincea de Beethoven, Eroica, avea câteva, Don Juan de Strauss, nu mai spun, avea câteva lovituri de măciucă, pur și simplu, cu care tăia respirația oricărei săli, cu oricare orchestră. Viața de erou, evident, el era un straussian până în vârful unghiilor. Avea concepția lui. Concepția lui însă semăna într-un fel, după câte mi-am dat seama, de pildă cu cea a lui Mengelberg. Adolescent fiind, am pritocit lucrarea asta, Helden Leben, pe niște discuri 78, bineînțeles, dar cu Concertgebau și cu Mengelberg. Și acolo am studiat-o în partitură, am auzit-o și în sală cu George Georgescu, erau foarte înrudite concepțiile. Cred că acum s-a evoluat către o redare, hai să spunem, mai obiectivă. Adică atunci aveai o temă importantă, o reliefai extraordinar și eventual cu oarecare libertate ritmică, tocmai pentru a o impune atenției. Acum, mișcarea în general a dirijorilor momentului este de mai mare obiectivitate, de oarecum de acordare drepturi minorităților. Vreau să spun într-o partitură. După mine sunt una sau două linii foarte importante, celelalte trebuie să plece capul în măsura decenței necesare. Ei, dacă ești un obiectiv și un political correct, atunci spui, dom'le, are dreptul să existe și ăla și ăla și ăla și ăla. Și dacă se face puțin dreptate tuturor, până nu mai are dreptate nimeni. Pentru că, bine, asta e exagerat ceea ce spun. Dar tendința dirijatului modern este să fie mai distanțat de operă. Tendința dirijatului acelor vremuri în care strălucesc numele mari din vremea aceea, cu excepția lui Toscanini, care urmărea un ideal de detașare încă de pe atunci, dar când spunem Furtwängler sau Mengelberg sau Clemens Krauss sau George Georgescu, atunci era o angajare pasionată. Era un act de dragoste, pur și simplu. Orchestra bucureșteană susținea atât spectacolele de la operă, cât și concertele simfonice. Din 1926, această orchestră se va despărți în Orchestra Operei și Orchestra Filarmonicii, specializându-se fiecare pe profilul repertoriului cerut. La operă dirijau Egizio Massini, Umberto Pessione, Ion Nonautescu, Alfred Alessandrescu. Unele repetiții care pregăteau concertele lui George Georgescu au fost de-a lungul timpului înregistrate. Astăzi, acele momente au devenit inegalabile documente sonore pentru oricine dorește să cunoască concepția construcției sonore a unei lucrări dirijate de George Georgescu. Să urmărim un astfel de moment. Una, dos, tres, una. Una, dos, tres, una, dos, tres. Okay, ¿verdad? Ya ni quiero. ¿Qué Thank you.
Tam, 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 nu mai este cu sforțată. Tira, ra, ra, ra. Asta n-a fost un tira, es, tam, tam, tapa, do, da, go. Fac o doi, mi bemol, re, nu s-au auzit mi bemol. La repetiție, când se cânta foarte frumos, bineînțeles că repetiția comportă o serie de reluări. Chiar dacă era ceva imperfect, maestru Georgescu spunea foarte frumos, dar să mai facem o dată serie dacă este la fel frumos și a doua oară. Niciodată spunea, băi, acolo, tu cât faci acolo sau fraza nu e frumos. Ia cât de frumos, cât de cu păcerea, să vedem, mai facem o dată serie dacă la fel de frumos este și a doua oară. Adică avea acest comportament agreabil față de orchestră, niciodată nu te facea prost pe față și câteodată erai prost. Și atunci trebuie să-i spui omului adevărul. Maestru Georgescu le lua așa cu, le spunea într-o formă de asta dulce, de colaborare, de admirație, dacă vrei. Dar își era totuși să mai repezi o dată ca să fie mai frumos decât a fost prima oară. Mergeam la repetiții pentru că în repetiții îl ascultam pe tata. Eram curioasă să văd ce le spune orchestranților, cum transmite el ideile, cum concretizează ideea lui muzicală, concepția lui. Vreau să înțeleg, pentru că el nu mi-explica multe lucruri și atunci mi-am spus măcar să-l ascult. În concerte, natural, că mergeam, cum erau concertele de sâmbătă și duminică dimineață, mergeam întotdeauna duminică dimineață. La început mă împingeau să merg la concerte, dar încetul cu încetul îmi luam acea plăcere a delectării unor anumite momente de într-adevăr trăire și ridicare la cer. Muzica când este sublimă, te îndepărtează de tot ce e urât din viață. Thank you.
Accentuându-se conflictele de la opera română, l-au afectat și pe George Georgescu. Revolta soliștilor din 1925, care se împotriveau concesionării operei, au aruncat instituția, la numai 4 ani de la înființare, într-un șir de nemulțumiri și scandaluri care au influențat și calitatea spectacolelor. În 1926, pe fundalul acestei atmosfere, George Georgescu este agresat de câțiva soliști, atitudine care îl rănește adânc și îl determină să părăsească țara. Doamna Tutu George Georgescu își amintește. Stabilise că rămâne în Franța, că nu se mai întoarce în România, că îl bătuseră la operă, au dat peste el să-l omoare pe stradă și scârbit, nemai putând suporta, a spus nu mai se poate, nu, cât sunt eu de cum să cadă și de blând și de bun, nu mai pot. Jora a scris, mulți au intervenit, nu pleca, a spus nu mai pot suporta, nu mai pot să fac muzică în condițiile de față. Și a plecat la Paris să stabilise, își luase un apartament, era prieten cu cei 6 faimoși dintre care Cocteau era animatorul și Oric, Honegger, Darius Milhaud, Pierre Octave Ferou, Satie, erau cei 6. I-au spus rămâi, la noi avem nevoie de tine, rămâi. Și se duce la gară să o primească pe regină ca să o salute și îi spune mergi cu mine în America. Poți să spui regine niet? Nu poți să spui, mai ales că era atât de fermecătoare. Și spune, marușon, mare și să văd ce o să fie cu mine. În America a fost primit așa de neașteptat de bine. Întâi de toate s-a dus la impresar. Zic, dacă sunt aici, hai să mă duc la impresar. La care? La Giuțor. Giuțor era impresarul Toscanini și spune, uite, domnule, așa și așa, am făcut studii cu Nichi și am dirijat sub bagheta lui, adică am dirijat orchestra lui de la Leipzig, la Berlin, și spune, profesorul meu a fost Richard Strauss, el spune, domnule, nu putem face nimic pentru dumneavoastră, pentru că în America concertele sunt împlinite prin contract cu 2-3 ani înainte. Suntem o țară foarte îndepărtată de Europa, care este foarte producătoare de genii muzicale și venirea aici trebuie foarte bine organizată și foarte cu minuție făcut. Altfel nu avem sezon muzical. Ei aveau foarte puțini muzicanți american propriu-zis, de aceea Leonard Bernstein a avut voga care a avut-o, era și foarte valoros, pentru că era primul șef de orchestră american născut în America, pe când ceilalți erau toți, aproape toți, ruși. America este țara neprevăzutului. Oricând se poate întâmpla ceva. Dați-mi coordonatele dumneavoastră, unde vă aflați, ca să vă pot atinge, cum să spun, vă pot contacta unde eventual ați fi dacă se prezintă ocazia. S-a dus la Washington, unde era ambasadorul nostru, nu era ambasador, era ministru plenipotențiar, că nu aveam ambasade încă, era Radu Giuvară, un om absolut încântător și de cultură și de familie și de educație și un foarte, foarte bun prieten al lui Gogu. Și stăteau de vorbă așa, liniștiți, după masă, când vine majordomul cu o tavă de argint cu o telegramă, că locuia la ambasadă. Și spune, este pentru maestru Georgescu. Deschide și telegrama spunea Toscanini il, Toscanini bolnav, vreți să preluați concertele lui în abonament? Iscălit, giusto. A rămas absolut, cum se zice, mitocănește, a rămas mot-a-mo.
nu mai știa ce să spună. I-a spus, Radule, eu nu pot să primesc. Cum să nu primești, Gogule? Păi tu îți dai seama că sunt un necunoscut pentru America. Eu, dacă n-am succes aici, s-a dus dracului cariera mea. Sunt un om pierdut. Și, Gogule, garantez eu cu capul meu, cu talentul tău, primește și du-te și fă concertele care ți se propun. Este ocazia vieții tale. Sunt bine, Radule, dacă tu ai părerea asta. Era foarte muzicant, era cânta frumos la pian, era un om într-adevăr deosebit. Și pleacă, ia repetiție, pare că a cântat Don Juan prima oară. În orchestră era Ormandy, violoncelist și el. Și lumea a fost așa de nebunită că prima critică a spus, credeam că a scăpat o fiară sălbatică dintr-un circ, atâta urla lumea în sală. Era, deci, consacrat. Putem spune că a fost primul mare dirijor profesionist din România. Sigur, poate unii se vor întreba unde îl situăm pe George Enescu, care era contemporanul lui Georgescu. George Enescu dirigează, de fapt, abia din 1916-18 în mod frecvent și după ce trece oceanul, în 1923, începe să se impună la pupitrul orchestrelor americane. Până atunci, cariera sa s-a desfășurat mai mult ca violonist. George Georgescu a reușit să impresioneze încă de la prima sa apariție. Avea 33 de ani când a preluat bagheta filarmonicii din București, publicul fiind entuziasmat de apariția sa. Bineînțeles că în cariera lui George Georgescu putem deosebi două etape fundamentale. Din 1920 până în 1944 este etapa în care el încearcă închegarea filarmonicii din București și a orchestrei operei române din București și cea de-a doua etapă din 1954 până la moarte în 1964, când a reușit să transforme Filarmonica George Enescu într-o orchestră de anvergură internațională, el fiind cel care a dus Filarmonica într-o serie de turnee pe diferite mari scene europene. Secretul marii personalități dirijorale a lui Georgescu constă nu numai în puterea sugestivă prin care transmitea intențiile sale orchestrei, dar și darului de a se transpune ca și mare actor care joacă un rol, să transpună în psihicul compozitorului interpretat, în personalitatea sa, identificându-se cu conținutul emotiv al lucrării pe care a redat-o cu maximă fidelitate. Întrunica artă pe care o slujim fiecare după puterile noastre, ne dăm seama cât de lung și de greu e drumul, câte strădanii sunt necesare pentru a ajunge la maestrie, ce mare lucru e să atingi o performanță pe care puțini,
aleși sunt chemați să o atingă. Performanțele maestrului nostru i-au conferit un loc bine meritat între mari șefi de orchestră, contribuind cu prestigiu profesional, puterea de muncă și dăruirea plenară a talentului său la afirmarea muzicii și culturii românești în lume. Și acest lucru n-a însemnat și nu înseamnă puțin pentru țara noastră. Pentru că întotdeauna, atât sub cupola Ateneului sau în sala operei române, cât și în toate sălile de concert din lume în care George Georgescu a oficiat o jumătate de secol, odată cu el intra bucuria muzicii, care emoționa, înviora, înălța inimile oamenilor. Bucuria muzicii e un dar de preț pe care oamenii îl primesc prin mijlocirea celor mai ales slujitori a ei. Este extraordinar că în viața mea am putut, grație lui tata, să cunosc oameni, cei mai mari soliști, cei mai mari șefi de orchestră ai perioadei, pentru că eu, cum sunt născută în 45, deci sunt 50-60, tata s-a prăpădit în 64. L-am cunoscut foarte bine pe David Oistrah cu Igor, veneau acasă, mergeam la Sinaia împreună, era un mucalit, era un om cald, era o familie foarte, foarte unită. Era un om, știți, oamenii mari sunt simpli. Richter era un nebun, era un original, dispărea de acasă. Foarte bine l-am cunoscut, de la Moscova, din apartamentul lui, la București, și după moartea tatii eram foarte legat și mergeam să-l ascult la toate concertele care le avea în Europa. Am fost după el la Streza, am fost la Fenice, la Teatru Fenice să-l ascult în Prokofiev. M-a învățat să iubesc Prokofiev. Richter era imaginea geniului indomptabil, dacă se poate spune așa, care, dar cu o delicatețe, cu... Îi plăceau florile, îi plăceau femeile frumoase, o admira foarte mult pe mama. Era un om deosebit, cu mâini mari, țin minte la Grange de Mele, când apărea, nu îi plăcea lumina, îi plăcea să cânte cu lumina lumânărilor. Și acel om uriaș, când se punea la pian, era, să spunem, era dumnezeiesc.